Cei care s-au născut în zodia vărsătorului vor avea în prima parte a zilei de 21 martie, în tranzit prin semnul lor natal, încă în urma ultimilor două zile, luna. Luna va face în aceste... Uh, ore până pe la 14:30 valuri cu privire la existența lor, gândurile lor, fiziologia lor. Vor fi cuprinși de un tremolo, alții vor avea inspirații, alții vor fi străbătuți de tot felul de idei, intenții și dorințe care, dacă sunt modeste și plauzibile, pot să fie puse în aplicare și satisfăcute, dacă nu s-ar putea să mai rapde să aștepte pentru că nici condițiile de moment nu sunt prielnice să facă chiar tot ce-și doresc. Între 21 martie după ora 14.30 și 23 martie, moment bun, blând, cum se cade, avantajos, favorabil, dar modest din punct de vedere bănesc, cu un accent special pus pe relațiile salariale. Între 24 și 26 martie după amiaza, Casa Comunicării este foarte tulburată, nu-i avantajează pe berbeci, îi face mult prea exigenți, subiectivi, temperamentali, îi face conflictuali, vărsătorii vor intra repede în tot felul de confruntări de opinii, se vor ciondăni se vor pune în ipostațe radicale, nu vor dori să cedeze, să accepte dreptatea celuilalt sau evidența unui adevăr, vor fi pătimași, vor stârni animozitate sau ostilitate, dacă este vorba de străini. Dacă e vorba de apropiați, frați, vecini cunoscuți sau familie care deja îl cunosc, probabil că acea nu se mai pun la mintea lui și probabil că nici nu vor insista în acel răstimp să facă acele demersuri necesare să-l aducă cu picioare pe pământ să revină la normalitate. Contextul este fulminant pentru că luna în tranzit prin Berbec nu se simte bine în acest semn zodiacal, este pătimașe și revanșardă, în ziua de 24 martie se va afla nipostaza de lună nouă și împreună cu soarele va face două conjuncții de Mareș lem, adică conjuncție cu chiron și cu luna neagră. Și va ieși o combinație barbară de influențe negative, de idei mai puțin inspirate, ca să nu spun chiar uneori proaste, de incapacitate de a sesiza avertismentele, de a ține cont de observații, de a se limita în avalanșa lor de a vorbi, de a explica, de a cere, de a pretinde, de a insista. Sigur că aspectul astral are și o conotație legată de drumuri, de deplasări, călătorii. Acum există, din punct de vedere legal, o serie de limitări, de interdicții sau de condiții aspre și atunci multe dintre aceste elemente care există pe hârtie ca o predispoziție astrală, nu pot să fie neapărat anticipate pentru că ele sunt supuse acestor interdicții de moment. Dar sunt și persoane care vor fi obligate să se deplaseze, care se află în diferite locuri și trebuie să ajungă neapărat acasă, indiferent de condițiile impuse la întoarcere. Și atunci sigur că nu e bine deloc și se intră chiar în acest context în care poate fi vorba de conflict cu instituții, autorități, oameni sau chiar colegi de drum, o vecinătate temporară. În această perioadă în care sunt uh, niște restricții Bine cunoscute, nu mai are rost să mai insistăm asupra faptului că în întruniri, în sesiuni de comunicări sau în contexte publice, aceste persoane pot să facă o figură șubredă prin felul subiectiv și extravagant în care s-ar putea exprima. Poate că există câte un caz, două, particular, secvențial, dar nu putem să spunem că este nota generală pentru că ne raportăm la o chestiune de logică și de bun simț. Acestea sunt condițiile, atunci nu are rost să mai vorbim despre o ipoteză astrală. Între 26 martie după ora 15.30 și 27 martie, preocupări legate de casă de consolidare, de îngrijire, de stabilitate sau de consolidarea unor relații de familie, relații cu părinții, cu rudele, mai ales cele în vârstă, unele poate că au fost așa deteriorate de timp sau menținute de formă cam precare la capitolul afectivitate. Acum parcă și ei înșiși vor simți nevoia acestei apropiere, acestei comunicări, acestei solidarități, ceea ce la limită nu este nimic rău. Rămâne o povară, cea introdusă de planetele în tranzit prin semnul Capricornului. În sine, contextul nu e nou. Noi sunt însă conjuncțiile, dintre care una se repetă, Marte-Jupiter, a fost săptămâna trecută la 22 de grade, săptămâna viitoare va fi la 23 de grade Capricorn și alta care este de mare, 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 mare valoare și anume conjuncția între Jupiter și Pluton care începe să se configureze odată cu 27 martie și care va mai rămâne activă încă vreo 2-3 zile și care este una nouă, nou-nouță, n-a mai fost de vreo două secole și atunci putem vorbi de niște elemente care vin din trecut, vin de undeva de foarte departe. Are o conotație profund karmică, are o implicație genetică și care... Chiamă, răscolește, zguduie arborele genealogic așa încât acolo, cum v-am spus și săptămâna trecută, pot să apară semnele unor boli care n-au mai fost trăite, simțite, identificate și pentru a căror motivație de ce a apărut se va merge pe lans genetic. Probabil că mai departe de bunici străbunici nu se va putea merge, dar genetica ei genetică și nu se știe când, cum și de la cine a sărit o genă șubredă care înlesnește, favorizează acum dezvoltarea unor afecțiuni și nașterea unor simptome. Începând cu ziua de 22 martie mare eveniment Saturn intră în zodia Vărsătorului și va transita ca întâi acelor născuți în acest semn până pe 3 iulie. Este un eveniment. Este un moment care le va permite stabilizare sau maturizare sau echilibrare prin eliminarea lucrurilor inutile, absurde, exagerate, perimate. Va fi un moment favorabil mai ales copiilor, adolescenților, tinerilor, celor în formare sau celor care n-au prea apucat să se maturizeze din vari motive părinții nu s-au ocupat de educația lor, modul de viață a fost mai haotic și atunci toate evenimentele prin care trec în ultimul timp sunt uh, niște lecții de viață. Se constituie ca pilde majore, ca niște coordonate, ca niște avertismente de care chiar încep să țină seama cu propriile lor puteri fără să mai fie nevoie de părinți, pedagogi și alte modele educaționale. Învață și singur din mers, învață viața și acesta este un proces foarte important asupra celor maturi va exista și un impact pe sănătate cu privire la fiziologia sistemului nervos central și periferic, circulație periferică și regim fiziologia aparatului locomotor. Acest profil astral al planetei Saturn prin vărsător nu se încheie, nu se epuizează, eu vi l-am conturat, ca să înțelegeți, în mare, foarte în mare, spre ce se vor îndrepta până pe 2 iulie pe 2 iulie, fiind deja în mers retrograd, Saturn va reveni în Capricorn și se va întoarce definitiv de data aceasta în la jumătatea lunii decembrie 2020, pentru a nu mai pleca de acolo 2 ani și jumătate. Și operând în 2021-2022, modificări, influențe și presiuni asupra firilor, structurii lor, trupului lor și mentalului lor, în nota pe care deja am construit-o.